Doar două zile mai sunt până la sărbătoarea Învierii Domnului, iar giurgiuvenii se află în frebra cumpărăturilor. În marile magazine sau în piețe, peste tot este format un adevărat furnicar în locurile unde se pot cumpăra produse tradiționale pentru masa de Paște. Aglomerații am întâlnit încă de dimineață în sectorul de miei amenajat în aceste zile în piața centrală. Oferta a fost una bogată, astfel încât nimeni să nu plece nemulțumit. Prețul unui kilogram de carne de miele este 25 de lei, însă crescătorii de ovine sunt dispuși la negociere. Chiar și cu acest preț, aceștia spun că au vânzare. Cumpără giurgiuvenii miel? Da. Care fiecare an. De când ați venit? De dimineață. Așa, cantitățile? Cam aceleași, după buget fiecare, jumătate, un sfert întreg. Acum cu cât aveți mielul? 25. Sunt posibilități să mai lăsați la preț până sâmbătă? Rămâne de văzut. Da, cumpără. Față de anul trecut este mai bine sau mai rău? Aceeași vânzare. Cam ce cantități? Cantități? În jur de 50 de bucăți pe zi. De unde veniți? De la Daia. Spuneți-mi ce preț aveți la... Variază între 20 și 25. Sunteți dispus la negocieri? Sigur că da. Indiferent de prețul cărnii de miel, giurgiuvenii spun că masa de Paște nu este tradițională dacă nu are pe ea preparate din acest fel de carne. Chiar dacă mulți nu au cumpărat cantități mari, carnea de miel nu va lipsi de pe masa nimănui. Cum vi se pare prețul la carnea de miel? Cam scumpă, dar pentru noi, ca să mâncăm așa, măcar de o poftă... Cât ați cumpărat? Păi, 3 kg, aproape 3 kg. E convenabil. Că e muncă și la ei și e foarte bine venit. Ați cumpărat? Am cumpărat el și să iau și pentru altcineva, că mi-a zis să iau și să mai negociem, că acum e la sfârșit și negociem și noi, dacă se poate. Prețul acceptabil față de vremurile care le trăim, nu prea, dar asta e situația. Cumpărați aceeași cantitate de anul trecut? Da, da, în fiecare an cumpăr. Cât cumpărați? Un miel întreg, 10-15 kg, suntem mai numeroși și trebuie. De la coada la carne de miel, giurgiuvenii se vor muta la cele de legume, fructe sau lactate. Deși mai sunt doar două zile, cu toții știm că gospodinele vor găsi cumpărături de făcut până în ultimul moment.